Limba română. Hello everybody, we're going to start our 38th class in learning Romanian, and in this lesson we're going to talk about the Romanian education system and memories from school. Sistemul de învățământ românesc. Școala primară, clasele de la prima la a patra. Gimnaziu, clasele de la cincea la a opta. Liceu, clasele de la a noua la a douăsprezece, treisprezece. Școala de arte și meserii, clasele de la a noua la a 10. Liceu tehnologic. Bacalaureat. Școala post-liceală. Universitate. Școala primară, clasele de la prima la a 4. Gimnaziu, clasele de la 5 la a 8. Liceu, clasele de la a 9 la a 12, 13. Școala de arte și meserii, clasele de la a 9 la a 10. Liceu tehnologic. Bacalaureat. Școala post-liceală. Universitate. Din 2005, studenții au de parcurs un cu totul alt traseu educațional. Studiile universitare de licență, cu o durată de 3 până la 4 ani, 4 ani pentru învățământul tehnic, studiile universitare de masterat, 1 până la 2 ani, și studii universitare de doctorat, 3 ani, cu posibilitatea de prelungire de la 1 până la 2 ani. Modificările majore sunt impuse de compatibilizarea învățământului românesc cu cel european, care până în 2010 trebuie să fie de același tip, de la un capăt la altul al continentului. Din 2005 studenți au de parcurs un cu totul alt traseu educațional. Studiile universitare de licență, cu o durată de 3 până 4 ani. 4 ani pentru învățământul tehnic. Studiile universitare de masterat, 1 până 2 ani. Și studii universitare de doctorat, 3 ani, cu posibilitatea de prelungire 1 până 2 ani. Modificările majore sunt impuse de compatibilizarea învățământului românesc cu cel european, care până în 2010 trebuie să fie de același tip de la un capăt la altul al continentului. Am un program foarte încărcat, atât în timpul săptămânii, cât și la sfârșit de săptămână. Astăzi merg la școală de la 8 la 2. Am teze la mate și trebuie să iau notă mare. Sper să mă descurc la geometrie. Am făcut multe exerciții la meditații din tot felul de culegeri, dar nu se știe niciodată. După ore merg scurt acasă și după aia la ore de română. Am un program foarte încărcat, atât în timpul săptămânii, cât și la sfârșit de săptămână. Stați merg la școală de la 8 la 2. Am teză la mate și trebuie să iau notă mare. Sper să mă descurc la geometrie. Am făcut multe exerciții la meditații din tot felul de culegeri, dar nu se știe niciodată. După ore merg scurt acasă și după aia la ore de română. Profa de la școală ține ore de pregătire pentru BAC cu toată clasa de la ora 4. Trebuie să merg, pentru că astăzi analizează luceafărul lui Eminescu. Asta durează cam 2 ore. Seara mai am ceva teme de făcut pe a doua zi și așa s-a cam dus ziua. Iar mâine o iau de la capăt. Sper să treacă odată BAC-ul ăsta și să intru la facultă. Atunci poate am mai mult timp de ieșit cu prietenii.
Profada la școală ține ore de pregătire pentru bac cu toată clasa de la ora 4. Trebuie să merge pentru că azi analizează luceafărul lui Eminescu. Este durează cam 2 ore. Sara mai înceva teme de făcut pe a doua zi și așa s-a cam dus ziua. Iar mâine o iau de la capăt. Sper să treacă odată bacul ăsta și să intru la facultă. Atunci poate am mai multe timpi de ieșit cu prietenii. Amintiri de școală. Ionuț, 25 de ani. Inginer. La școală a fost excelent. Am avut multe profi exigențe, dar și unii care nu ne-au dat bătaie de cap. Am fost 12 ani la aceeași școală și așa mi-am păstrat și colegii. Cu unii dintre ei am fost coleg din clasa întâi până la sfârșitul facultății. Ionuț, 25 de ani. Inginer. La școală a fost excelent. Am avut multe profi exigențe, dar și unii care nu ne-au dat bătaie de cap. Am fost 12 ani la aceeași școală și așa mi-am păstrat și colegii. Cu unii dintre ei am fost coleg din clasa întâi până la sfârșitul facultății. Și acum ne amintim cum am învățat împreună pentru examenul de bacalaureat, cum am copiat unul de la celălalt temă de vacanță. Cel mai mult mi-au plăcut orele de matematică și de germană. Proful de mate a găsit întotdeauna probleme interesante, iar la germană mă atrage gramatică. Este interesant să vezi cum se mișcă roticele din interiorul unei limbi și mai fain e să le pui tu în mișcare. Și acum ne amintim cum am învățat împreună pentru examenul de bacalaureat, cum am copiat unul de la celălalt temă de vacanță. Cel mai mult mi-au plăcut orele de matematică și de germană. Proful de mate a găsit întotdeauna probleme interesante, iar la germană mă atrage gramatică. Este interesant să vezi cum se mișcă roticele din interiorul unei limbi și mai fain e să le pui tu în mișcare. Ramona, 27 de ani, șumeră. A fost bine la școală, dar îmi pare rău că nu am profitat de timpul pe care îl aveam atunci. Nu prea îmi face temele și chiulem oricât se putea. Profii nu ne chinuiau prea tare pentru că eram la un liceu industrial, unde mai importantă era practică. Ramona, 27 de ani, șumeră. A fost bine la școală, dar îmi pare rău că nu am profitat de timpul pe care îl aveam atunci. Nu prea îmi făcea temele și chiulem oricât se putea. Profii nu ne chinuiau prea tare pentru că eram la un liceu industrial, unde mai importantă era practică. Așa că acum nu găsesc slujbe bine plătite. M-am gândit că poate mai fac niște cursuri de specializare, dar nu prea am multe timp liber. Copiii vor și ei puțină atenție, iar în casă este o groază de treabă de făcut. Așa că acum nu găsesc slujbe bine plătite. M-am gândit că poate mai fac niște cursuri de specializare, dar nu prea am multe timp liber. Copiii vor și ei puțină atenție, iar în casă este o groază de treabă de făcut. Mirela, 36 de ani, manager. Nu am o părere prea bună despre ceea ce se întâmplă în școală. Am avut foarte multe materii și foarte multe de învățat.
dar, din păcate, se pune accentul pe redarea informației și nu pe o prelucrare a ei. Ar fi fost multe mai interesante dacă face mai multe proiecte individuale, dacă am fi aplicate mai multe teorie. Totul se reduce la memorie. Sper să reușesc să-i fac pe copiii mei să învețe cum să se aleagă cu multi ai multi. Mirela, 36 de ani, manager. Nu am o părere prea bună despre ceea ce se întâmplă în școală. Am avut foarte multe materii și foarte multe de învățat. Dar, din păcate, se pune accentul pe redarea informației și nu pe o prelucrare a ei. Ar fi fost multe mai interesante dacă face mai multe proiecte individuale, dacă am fi aplicate mai multe teorie. Totul se reduce la memorie. Sper să reușesc să-i fac pe copiii mei să învețe cum să se aleagă cu multi ai multi. Ok, thank you so much for watching this video. La revedere!